și astăzi vorbim despre limba română vorbită corect. Ne luăm doza de exprimare corectă și după aceea cu siguranță că ne vom simți mai bine. Vorbim despre ce înseamnă să fii încrezut. Cu siguranță că odată în viață măcar ați primit acest sfat. Ca să reușești, trebuie să fii încrezut în forțele proprii. Ei bine, dacă e să ne uităm un pic în dicționarul explicativ, vom constata că a fi încrezut înseamnă să fii îngânfat, să fii înfumurat, să fii plin de sine. Cu siguranță că nu acest fapt a fost intenționat, dar ideea era ca să ai încredere în forțele proprii. Respectiv, niciodată nu vom folosi sfatul acesta, să fii încrezut, pentru că îl sfătuim pe om să fie îngânfat, să fie înfumurat. Respectiv, îi vom spune să fie încredințat, să fie încrezător, să creadă în ceea ce face și să creadă în visul său. Nu vom folosi vreau să fiu încrezut, dar vreau să fiu încredințat în forțele proprii. Vreau să ajung să cred în mine și în forțele mele. Pe curând, ne vedem data viitoare. Nu uitați de limba română!